Jumătate de milion de români au renunțat să mai meargă la medic anul trecut pentru că nu și-au mai permis financiar acest lucru. Situația îngrijorătoare reiese dintr-un raport al monitorului social. Astfel s-a ajuns ca din această cauză un conațional din 5 să aibă o boală cronică sau o invaliditate. Cei mai mulți dintre românii care nu au mai bătut la ușa unui medic sunt cei din mediul rural care cer îngrijire medicală tot mai rar sau doar în situații de urgență pentru că nu au bani de transport, analize și medicamente. În România asistența medicală de bază este potrivit legii gratuită pentru persoanele asigurate, iar pachetul minimal de servicii este garanția pentru cei neasigurați că nu vor scoate bani din buzunar în caz de urgență sau de boli cu potențial endemo-epidemic. În realitate, situația este cu totul alta. Un pacient care trebuie să meargă la un medic specialist trebuie să plătească, pe lângă consult, analize care nu sunt cuprinse în pachetul de bază asigurat de Casa de Sănătate, dar și să cumpere medicamentele prescrise de doctor. Potrivit statisticilor, în anul 2018 aproximativ 560 de mii de persoane au avut nevoie de serviciile unui medic specialist, dar au evitat acest lucru întrucât considerau că nu își permit cheltuielile aferente. Dintre acestea, 345 de mii au fost femei, iar 213 mii bărbați. Totodată, în 2017, din 10.000 de locuitori din mediul rural, doar 0,4% au revenit în cabinete medicale de specialitate. Accesul limitat la îngrijirea medicală produce efecte grave pentru că afecțiunile netratate se cronicizează, în prezent aproape 20% dintre locuitorii României au o problemă medicală cronică sau suferă de o invaliditate.